Pacientul de 24 de ani, care a ajuns în stare gravă la terapie intensivă la Spitalul Victor Babeș din Timișoara, este cel mai tânăr bolnav de COVID internat acum în România. Am ajuns cu plămâni afectați 60%, în acest moment e într-o situație critică. Sperăm ca în următoarele 2-3 zile să-l stabilizeze și să se îmbunătățească, dar orice se poate întâmpla. Starea lui s-a înrăutățit repede, astfel că medicii l-au intubat. Tânărul este supraponderal, dar nu are alte boli cronice. Un alt pacient care nu a crezut în existența COVID-19 este un tânăr de 34 de ani, care este internat aici la Spitalul Victor Babeș din Timișoara. Nu a crezut în existența virusului, nici purtarea măștii și nici vaccinul. Considerau că oxigenul pe care noi le dăm este dăunător. Sunt dintre ei care, în momentul când a ajuns, a spus să nu-i punem cumva oxigen, să nu-i spargem plămânii. Tulpina Delta noului coronavirus atacă cu preponderență plămânii bolnavului. Cei mai afectați și cu risc de a dezvolta forme severe sunt pacienții nevaccinați. Dintre pacienții care au dezvoltat totuși o infecție post-vaccinare, aceste leziuni pulmonare, această afectare pulmonară este mult mai redusă. Vorbim undeva la 10-20%. În schimb, pacienții nevaccinați care vin cu forme severe de la bun început au evoluție foarte rapidă și de cele mai multe ori, într-o perioadă foarte scurtă de timp, ajung în secțiile de terapie intensivă. Medicii atrag din nou atenția că valul 4 este al persoanelor nevaccinate, iar printre pacienții afectați, în principal, se numără tinerii și copiii. Este valul celor care nu sunt vaccinați, ei pot forme severe, și este valul copiilor. Toate cele 5 paturi de la secția de terapie intensivă a Spitalului Victor Babeș sunt pline de aproape 2 săptămâni, la fel și cele 20 de paturi din zona roșie. De săptămâna viitoare, conducerea spitalului va mai aloca încă 15 paturi pentru bolnavii de COVID-19.